Salut! Astăzi o să discutăm despre proiectul Polygon, deoarece este un proiect pe care îl dețin în portofoliu într-o proporție destul de mare. Vreau să vedem ce este Polygon, criptomoneda Matic, care este concurența și cu ce se diferențiază față de concurență, curiozități, iar în final o analiză pe grafic și o să spun la ce preț mă aștept să ajungă în următorul bull market. Dar înainte să începem, dacă vrei să ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Polygon este un proiect care își propune să ofere soluții pentru problemele de scalabilitate, cost și viteza tranzacțiilor pe Ethereum. Este o rețea de tip Layer 2 peste Ethereum care nu modifică niciun fel blockchain-ul Ethereum și de fapt funcționează simultan. Utilizează tehnologia de sidechain și plasma chains pentru a îmbunătăți performanța și a reduce costurile tranzacțiilor. Prin utilizarea Polygon, utilizatorii pot beneficia de tranzacții rapide și ieftine, precum și de interacțiunea cu diverse aplicații descentralizate și jocuri blockchain care rulează pe rețeaua Ethereum. Proiectul are o comunitate activă și un număr mare de parteneri și dezvoltatori care construiesc aplicațiile pe rețeaua Polygon. De la lansare, Polygon a atras 130 de milioane de utilizatori, a găzduit 3,4 miliarde de tranzacții și a ajutat la dezvoltarea a 20.000 de aplicații. Practic, rezolvă și previne blocajele care pot apărea pe blockchain-ul Ethereum, având în vedere traficul de date și este de asemenea echipat cu sisteme de securitate mai bune. Matic este tokenul nativ al proiectului Polygon și acesta este utilizat pentru a plăti taxele de tranzacție și pentru a accesa diverse aplicații și servicii construite pe această rețea. Se mai poate și pune la staking sau să fie folosit pentru guvernanță. Dacă mergem pe site-ul CoinMarketCap, vedem Matic în top 9 după capitalizarea de piață. Și dacă intrăm pe el, vedem că este pe lista de urmărire a 1.400.000 de oameni. În circulație putem vedea că sunt 91% din tokeni, dar mai urmează să intre pe piață aproximativ 1 miliard de tokeni. În total sunt 9 miliarde acum pe piață și mai urmează să intre până la 10 miliarde. Se poate cumpăra de pe majoritatea exchange-urilor, printre care se numără și Binance, de unde am cumpărat și eu acest token Matic. Rețeaua Polygon concurează cu alte rețele blockchain care oferă soluții de scalabilitate și costuri mai mici pentru tranzacțiile de criptomonede. Printre acestea se numără Binance Smart Chain. Este o rețea blockchain construită de Binance care utilizează un mecanism de consens de tip Proof of Stake Authority și oferă tranzacții rapide și taxe reduse. Mai avem Cardano. Este o rețea blockchain de tip Proof of Stake care se concentrează pe securitate și scalabilitate și care se diferențiază prin utilizarea unui nou limbaj de programare funcțional. Mai avem Solana, care este o rețea blockchain de tip Proof of History, care oferă o capacitate mare de procesare a tranzacțiilor și taxe mici, iar timpul de confirmare al tranzacțiilor este de doar câteva secunde. Pe lângă alte blockchain-uri, există și concurenți care își propun să facă același lucru ca și Polygon, adică tot proiecte Layer 2 care oferă tranzacții rapide și taxe reduse pe Ethereum. Acestea sunt Mantle, Arbitrum, Optimism, ImmutableX și alte proiecte. Dar Polygon este momentan primul în clasament dacă ne luăm după capitalizarea de piață. Polygon se diferențiază față de aceste rețele prin utilizarea tehnologiei de sidechain și plasma chain pentru a îmbunătăți performanța și a reduce costurile tranzacțiilor. Rețeaua Polygon este interoperabilă cu rețeaua Ethereum, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii pot construi aplicații descentralizate care rulează pe ambele rețele. De asemenea, rețeaua Polygon are o comunitate activă și un număr mare de parteneri și dezvoltatori care își construiesc aplicațiile pe această rețea. Să vedem și câteva curiozități despre Polygon. Polygon a fost lansat sub numele de Matic Network în 2019, dar a fost redenumit în Polygon în 2021 pentru a reflecta mai bine natura sa de a fi un framework pentru construirea și conectarea diferitelor rețele blockchain. Rețeaua Polygon este interoperabilă cu rețeaua Ethereum și oferă soluții de scalabilitate prin utilizarea tehnologiei de sidechain și plasma chain. Rețeaua Polygon a atras interesul multor investitori și dezvoltatori datorită performanțelor sale bune și soluții viabile pentru problemele de scalabilitate și congestie din rețeaua Ethereum. În august 2021, rețeaua Polygon a anunțat un program de sprijinire a dezvoltatorilor numit Polygon Studio, care oferă finanțare, mentorat și alte resurse pentru dezvoltatorii care construiesc aplicații pe această rețea. Rețeaua Polygon are parteneriate cu companii importante din industria criptomonedelor, inclusiv Binance, Coinbase, MakerDAO, Aave, Chainlink și așa mai departe. Prețul criptomonedei Matic a cunoscut o creștere semnificativă în 2021, ajungând la un maxim istoric de 3 dolari per token, înainte de a scădea la nivelul actual de aproximativ 1,1 dolari. Rețeaua Polygon a fost utilizată pentru a construi o gamă largă de aplicații descentralizate, inclusiv jocuri blockchain, marketplace-uri de NFT și platforme de finanțe descentralizate. Facem acum și o analiză macro pe Mountly și să vă spun la ce target mă aștept eu să ajungă în bull market Matic. Putem observa că ultima lună, adică luna martie, a închis-o cu o scădere de 7%.
putem observa că prețul este la 1,11 dolari și zonele de urmărit sunt următoarele. Putem observa că avem rezistențe importante deoarece s-au format pe un time frame mare. Prețul, în cazul în care va crește, poate întâmpina probleme în depășirea acestor zone și zonele sunt 1,2, 1,26 și 1,3. Acestea sunt rezistențe importante deoarece s-au format pe un time frame foarte mare, adică pe monthly. Fiecare lumânare reprezintă o lună. Și apoi avem zone de suport în care eu am pus ordere ca să cumpăr MATIC pentru a acumula pe termen lung la 0,76 și 0,68. Dacă mărim un pic graficul și punem o măsurătoare din all time high până în prezent, vedem că este prețul la minus 63%. Părerea mea este că s-a ținut foarte bine față de alte monede care sunt în prezent la minus 90% sau mai mult. Și legat de predicție, am citit pe mai multe site-uri predicții de preț pentru 2025 și ca un target foarte realizabil, aș spune eu, este undeva între 4 și 7 dolari, aș spune că ar putea să ajungă MATIC. Trebuie totuși să ținem cont și că acest proiect are o capitalizare de piață de 10 miliarde de dolari, ceea ce nu îl face foarte ușor să facă foarte multe X-uri. Dacă ar ajunge la prețul de 4 dolari, asta ar fi un 3X și ar însemna că ajunge la capitalizarea de piață de 30 de miliarde de dolari. Spun că este un target destul de realizabil, dar vă rog să țineți cont că nu sunt consultant financiar și nu ofer sfaturi financiare pe acest canal. Aceasta este doar părerea mea, însă se poate să mă înșel. Dacă eu mă înșel și voi investi în această criptomonedă și voi pierde banii, îmi voi asuma și, înainte să vă plasați capitalul undeva, vă rog să vă faceți și voi propriul research. În concluzie, rețeaua Polygon eu consider că este o soluție inovatoare pentru problemele de scalabilitate și congestie din rețeaua Ethereum, fiind pe primul loc dintre toate Layer 2-urile care fac acest lucru, oferind tranzacții rapide și costuri reduse. Are și o comunitate activă și parteneriate puternice în industria cripto și în industria Web2. Rețeaua Polygon MATIC eu consider că reprezintă o alternativă promițătoare pentru construirea de aplicații descentralizate. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like, poți să lași un comentariu, dacă nu ai lăsat unul deja. Te invit să mă urmărești și pe Twitter și să te alături și în grupul de Telegram. O să găsești link-urile în descriere și noi ne auzim data viitoare. Ciao. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.